Bună dimineața, doamnelor și domnilor, informația dimineții, un incendiu la spitalul de urgență Bagdasar Arsenii din capitală s-a produs, se intervine acum în forță, sunt pacienți evacuați de acolo, din secția de urgență a spitalului, dar și medicii. Colega mea, Roxana Ciucă, este într-o transmisiune directă de acolo. Roxana, ce spun oamenii, ce s-a întâmplat acolo? Bine te-am regăsit, Larisa. Bună dimineața din nou, doamnelor, domnilor. E o adevărată desfășurare de forțe aici în fața spitalului Bagdasar Arsenii din sectorul 4 al capitalei și am să rog pe colegul meu să vă și arate. Sunt pompieri în aceste momente care intervin deasupra acoperișului clădirii de la UPU, de la primirii urgențe. Îi vedeți, nu mai arde cu flacără deschisă. De asemenea, trebuie să știți că incendiul a fost localizat și se lucrează acum pentru lichidarea sa. Se verifică absolut fiecare bucățică din acel acoperiș pentru ca nu cumva să mai existe riscul unei nenorociri. Așadar, așteptăm și din moment în moment o reacție din partea celor de la ISU. Spuneau că vor aduce ceva rămuriri pe acest subiect. Așadar, doamnelor, domnilor, sunt peste 20 de auto speciale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență care intervin la această oră, după ce la ora 7 dimineața s-a dat alarma la 112, o persoană a sunat spunând că este un fum negru greu, dens și gros de aici, de la primirii urgențe. S-au deplasat de urgență pompierii. Haide un pic cu mine, pentru că vreau să vă arătăm, sunt oameni în curte, doamnelor și domnilor, o vedem pe acea doamnă în halat albastru. Sunt persoane care sunt evacuate, e drept că cadrele medicale, personalul medical, medicii, asistenții care erau pe tură, au lucrat și au lucrat din zorn la evacuarea acestor persoane, pentru că gândiți-vă, în acest spital, doamnelor, domnilor, sunt și persoane care sunt imobilizate la pat, practic au nevoie de ajutor pentru a se deplasa. Ceva mai devreme erau în curte foarte mulți pacienți care așteptau însoțitorii, era o doamnă în căruță, așteptau însoțitorii să vină să ia și să-i transporte acasă. Noi nu ne putem apropia pentru că este împrejmuită această zonă. În față, vedeți, doamnelor și domnilor, pompierii, de asemenea sunt cadre medicale ce ies din tură în momentul de față. Sunt foarte speriați oamenii, dați-vă seama, să te trezești dintr-o dată cu fumul lângă tine. A fost panică, a fost haos și în continuare se lucrează, spuneam, la lichidarea acestui incendiu. Văd o doamnă care iese acum din curte, pot să mă gândesc că ar fi cadru medical. Haideți să vedem dacă și dorește să vorbească cu noi. Nu este lăsată pe aici. În partea cealaltă, haide un pic cu mine, te rog. Tot văd oameni care ies. Bună dimineața! Bună dimineața! De la ce a pornit acest incendiu? Ați reușit să evacuați oamenii? Da, sunt foarte speriați. E cadru medical această doamnă aici la Bagdasar Arsenii. Nu vor să vorbească. Uitați, și în curte sunt foarte mulți oameni. Din păcate, spuneam, noi nu putem trece dincolo de acest cordon care s-a format. Așteptăm un punct de vedere și din partea spitalului, doamnelor și domnilor, pentru că Raed Arafat, spuneam, l-am căutat ceva mai devreme și acesta a spus foarte clar că nu vine la fața locului. Nu știm să fie vreo persoană în momentul de față care a avut nevoie de îngrijiri medicale sau care a avut nevoie de ajutor, oricare s-a intoxicat cu fum. Sunt puține informațiile care vin de aici. În rest, așadar, uitați, și încă o doamnă care presupun că merge la spital în această dimineață. Bună dimineața! Mergeți la spital? Da. Dar știți că a fost un incendiu aici și că a luat foc? Nu știu de unde să știu. Și nu cred că vă lasă în curte. Aveți programare astăzi să mergeți aici, doamnă, dar nu vă e frică acum să mergeți la spital când, ia uitați cât pompieri sunt și cu focul? Mă duc, e târziu. Păi da, dar nu cred că vă lasă să... Da, dacă sunt programată, nu pot să merg. Intrați, doamnă, cu mama până la urmă? Da. Aveați programare, nu? Da. Bun. Sunt oameni, vedeți, care au programări, oameni în vârstă care vin să-și facă tratamentul și nu au cum să se lipsească de acest lucru. Aș vrea să mai arătăm un pic acest cadru. Sperăm să ajungă aceste doamne care au, spuneam, iată, programare la medic, dar nu știm ca în momentul de față să se mai primească în spital, având în vedere că este această urgență și tot personalul, doamnelor, domnilor, a fost evacuat. În continuare îi vedem pe pompieri, sunt pe clădirea UPU.
acționează pentru lichidarea acestui incendiu. Acționează cu autoscară, sunt de asemenea 6-7 pompieri care sunt urcați pe această clădire de la primirii urgențe. Foarte mulți pompieri, foarte aglomerat, să știți, aici în zonă, dragi telespectatori, dacă aveți zonă prin sectorul 4 al Capitalei, în fața Spitalului Bagdasar Arsenii, să știți că se circulă bară la bară, s-a format o coadă kilometrică. Sunt oameni care pur și simplu stau și în stația de autobuz și se uită în speranța că poate află și ei ce s-a întâmplat. Roxana, bună dimineața! Aveți treaba aici la spital? Da, eu lucrez aici. Știți că a fost un incendiu aici? Acum am aflat. Dar ce s-a întâmplat? Nu știți de la ce aici? Abia acum vin la muncă. Mulțumesc frumos. Da, Larisa, te rog. O clădire nouă, de altfel. În septembrie a primit chiar și aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Incendii, pentru Situații de Urgență. A primit, iată, aviz pentru autorizație de securitate la incendiu această clădire. Am văzut astăzi pompierii urcați acolo pe clădirea UPU, Roxana, pentru că din informațiile pe care le avem, de acolo s-a declanșat acest incendiu, de acolo s-a văzut fumul gros pe care oamenii l-au sesizat și au sunat de urgență la 112. 7 pacienți, din informațiile pe care le avem, se aflau în interiorul secției, aceștia au fost scoși de către medici, Roxana, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Primii care intervin sunt medicii care încearcă și fac tot posibilul să salveze pacienții. Ar trebui să le spunem telespectatorilor noștri că acest incendiu, iată, are loc la exact un an distanță de la tragedia de la Victor Babeș, tot de aici, din capitală, când a ars tirul în care se aflau pacienții. Da, Larisa, și vreau să vă arăt în aceste momente, am să-l rog pe colegul meu operator să vină cu mine, pentru că vreau să vă arăt niște imagini. Imaginile neputinței, imaginile durerii. Uitați-vă un pic la acele cadre medicale, ce sunt, s-au autoevacuat și pur și simplu stau pe bordură, așteptând ca acest incendiu să fie localizat, așteptând ca să se poată întoarce din nou la serviciu. Pur și simplu stau acolo și povestesc. Sunt cadre medicale ce au intrat în tură, sunt doamnele îmbrăcate în roz de acolo de jos. Sunt, spuneam, cadre medicale, le vedem în aceste momente, sunt foarte multe cadre medicale, s-au strâns într-un colț în această curte și așteaptă să se reîntoarcă la serviciu, așteaptă din moment în moment să facă acest lucru, vedem când vor putea să revină pentru a îngriji din nou pacienții. Imagini absolut cutremurătoare, am putea spune, din fericire, nu a fost nimeni rănit din informațiile pe care le avem, s-a acționat la timp, oamenii au sunat de urgență la 112 în momentul în care au văzut fumul acela gros, dens, care ieșea de la nivelul acoperișului. S-a intervenit foarte repede, au fost trimise mai multe autospeciale acolo la fața locului. Vedem imagini chiar în aceste momente filmate, imagini de acolo, de la fața locului, cu autospecialele de pompieri, cum așteptau în fața spitalului pentru a intra în curtea spitalului și pentru a stinge flăcările. În legătură telefonică directă cu noi se află și avocatul Adrian Cuculis, avocat în cazul de la Victor Babeș, pentru că tot vă spuneam, doamnelor și domnilor, că se împlinește un an de la tragedia de la Victor Babeș. Iată, așadar, asistăm, domnule avocat, la un alt incident, tot la spital. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce s-a întâmplat până acum? Ce s-a rezolvat după incendiul de la Victor Babeș la un an distanță, iată? Da, exact un an se împlinește astăzi de când cei de acolo din tirul ATI au murit și sigur că o întreagă anchetă este în desfășurare, doar că, vedeți, dumneavoastră, după un an de zile să nu ai niște concluzii clare cu privire la ceea ce s-a întâmplat este destul de greu pentru familiile victimelor, în primul rând. Este a cincea tragedie, aproape putem să spunem că a cincea tragedie, pentru că asta de astăzi să sperăm că nu este soldat nici măcar cu un rănit. Celelalte tragedii din România, și amintesc pe scurt Matei Bal și Piatra Neamț, care a fost primul cel care a dat startul tragediilor din pandemie cu privire la spitalele care au luat foc, și să nu uităm de cel din Constanța, au secerat zeci de vieți, pe de o parte,
pricina infrastructurii absolut depășite și nu în ultimul rând prin prisma faptului că inclusiv cadrele medicale de acolo refuzau să țină în priză acele detectoare de supraoxigenare a camerelor. Sigur că aici nu ne aflăm într-o situație identică. Similară, așa este, nu este o situație similară, ținând cont că vorbim despre o clădire nouă, o clădire în care s-a investit foarte mult, aproximativ 10 milioane de lei, din ce mi-aduc eu aminte. A primit și autorizație de incendiu de la ISU în septembrie 2021 și iată situația de față în prezent, când un incendiu se declanșează, sunt evacuați medicii, pacienții. Aici și pompierii vor avea un punct de vedere și care va fi și preliminar și va fi și foarte important în desfășurarea anchetei. Cu siguranță se deschide deja un dosar penal pentru distrugere, pentru că s-ar putea, așa cum ați amintit și dumneavoastră, făcându-se aceste renovări, această investiție majoră totuși într-un spital de 10 milioane de lei, să vedem dacă nu cumva s-au făcut acolo niște lucruri de mântuială, pentru că am mai văzut investiții făcute în spitalele din România care ulterior s-au dovedit a fi fost făcute în mod greșit sau pur și simplu au fost făcute ca să mai cheltuiască niște bani de la bugetul spitalului respectiv sau nu numai. Prin urmare, pompierii vor face un raport de intervenție și sunt obligați conform legii să identifice și cauza incendiului și bineînțeles că toate documentele care au stat la baza acelor renovări vor fi luate rând pe rând de către procurori și sigur de către experți pentru a identifica un posibil vinovat. Sau există și varianta, bineînțeles, că mai avem și asemenea situații, nu trebuie întotdeauna să ne gândim la o mână criminală sau o mână care a luat banii respectiv și nu a făcut nimic sau nu a făcut ceva corespunzător. Poate să fie și hazardul, se întâmplă și scurt circuite, însă lucrul acesta ni-l poate comunica doar echipa de intervenție de pompieri de acolo. Spunea colega mea, Roxana Ciucă, aflat acolo la fața locului, că a încercat să-l sune și să stea de vorbă și cu secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, însă exact asta spunea, o anchetă este în desfășurare, o anchetă în desfășurare, spuneați și dumneavoastră, domnule avocat, o anchetă la care participați în cazul tragediei de la Victor Babeș, când iată se împlinește un an, o anchetă care deocamdată n-a fost finalizată. Practic, cu ce încălzește pe oameni că aud acești termeni? Anchetă în desfășurare, anchetă în curs, vom stabili ce s-a întâmplat și până la urmă suntem la un an distanță, oamenii aceia au murit și din câte mi-amintesc eu, mortul a fost de vină la ce s-a întâmplat acolo la Victor Babeș. Eu aș continua că suntem în proximitatea celor 2 ani de zile și de la Piatra Neamț trece anul de zile și pentru Constanța a trecut un an de zile de la Victor Babeș. Unde alte suflete și acolo la Constanța și la Piatra Neamț și-au pierdut viața. Zeci de persoane au murit în acele incendii care... Așa e, ne-au ars bunicii, părinții. Exact, în niște spitale nerenovate de, nu știu, 40 de ani unele dintre ele, sau renovarea fiind făcută fără niciun fel de autorizație. Sigur că nu încălzește cu absolut nimic, oamenii așteaptă în continuare un răspuns din partea justiției. Este adevărat că ancheta de la Piatra Neamț este una impresionant, adică s-au făcut sute de audieri, chiar și săptămâna trecută am participat la o audiere chiar la Piatra Neamț, acolo procurorii au mers la fața locului pentru că știm că dosarul Piatra Neamț este preluat în București, iar ne așteptăm, cel puțin noi așa estimăm după cum s-au desfășurat lucrurile, ca în perioada următoare să vedem deja o parte dintre persoanele care au fost audiate să fie chiar inculpate și pusă în mișcare acțiunea penală. Însă nu o să vedem prea curând nici condamnări, nu o să vedem prea curând nici vinovații care până la urmă se fac răspunzători de ceea ce s-a întâmplat în aceste 4 tragedii pe care le-am amintit, să vedem ce o fi și ei pompierilor. Însă este clar, ne uităm că anul acesta este posibil să avem într-un final și decizii prin mai multe dosare importante, printre care acestea cu incendiile din spitale, ne așteptăm cel puțin la o finalizare a urmăririi penale, la o parte dintre ele, însă, bineînțeles, judecata o să dureze mult timp. Așteptăm cu interes toate răspunsurile la întrebări, pentru că și deciziile instanței, așa cum ați spus și dumneavoastră, vinovații să plătească până la urmă, ne
întoarcem acolo la fața locului, la Spitalul Bagdasar Arsenii din capital, acolo unde se află și colega mea, Roxana Ciucă. Cu situația de la fața locului, sunt pompierii încă acolo, i-am văzut puțin mai devreme pe acoperiș și încercau să localizeze incendiul, să vadă cu exactitate de la ce a pornit incendiul și, bineînțeles, să stingă flăcările. Roxana, care mai e situația acum acolo? Ce se mai întâmplă? Da, tot ies oamenii, Larisa, și sunt speriați. Nu vor absolut deloc să vorbească. Bună dimineața! Bună dimineața! Aveți programare la medic acum? Sunt oameni care, vă spuneam, au programări făcute și trebuie de urgență să ajungă la programările respective. Ceva mai devreme v-am arătat că erau cadrele medicale în curte, s-au evacuat, au reușit să evacueze și oamenii, pentru că sunt oameni care au fost imobilizați, erau imobilizați și nu puteau pur și simplu. Și dați-vă seama ce sperietură groaznică au tras în momentul în care s-au trezit cu acel fum care a izbucnit din primele date, se pare, la acoperișul clădirii de la primirii urgențe. Din datele pe care le dețin, se pare că a fost vorba de un scurt circuit electric la un conductor. O mai văd pe o doamnă. Bună dimineața! Da, oamenii nu vor, v-am spus, nu vor să vorbească. Vreau să vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că din moment în moment așteptăm vorbe, așteptăm o reacție. Vom avea o declarație din partea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cei care s-au mobilizat ca la carte cu 20 de auto speciale. Vreau să vă mai arăt un pic în curte, pentru că spuneam incendiul, să știți, doamnelor și domnilor, că a fost lichidat și nu vorbim din fericire de nicio persoană care a avut nevoie de îngrijiri medicale sau o persoană intoxicată cu fum. În continuare vedem imagini, doamnelor și domnilor, cu cadrele medicale care sunt în curte. O vedem pe acea doamnă în halat alb. Sunt medicii care au fost de gardă și medicii care au făcut tot posibilul ca să salveze, Larisa, doamnelor și domnilor, înainte de toate, să-i salveze pe pacienții care erau internați aici la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Bagdasar Arsenii. Da, în aceste momente, doamnelor și domnilor, îl vedem pe domnul colonel Orlando Șchiopu de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Dumnealui va face declarații în câteva secunde în direct la noi, la România TV, și vom afla cu exactitate dacă acest incendiu, doamnelor, domnilor, a fost lichidat, dacă vreo persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și toate alte detalii pe care domnul colonel Orlando Șchiopu ni le oferă. Domnule colonel, suntem în direct. Care sunt noutățile pe care ni le puteți spune? A fost lichidat acest incendiu? Cum s-au desfășurat lucrurile? Bună dimineața! Acest incendiu a fost lichidat în momentul de față. Nu sunt victime. Au fost 7 persoane evacuate din unitatea de primiri urgențe. Acum facem ultimele verificări și vom constitui comisia pentru cercetarea cauzei de incendiu. Se ia în calcul varianta ca acest incendiu să fie izbucnit de la un scurt circuit la un conductor electric? Se iau în calcul toate variantele posibile. Vom verifica inclusiv această opțiune. Ce suprafață a fost afectată la acel acoperiș, la primirii urgențe? La acel acoperiș a fost afectată o suprafață de 2 metri pătrați. Incendiul a coborât cumva, au fost afectate aparatele din interior sau a ars acoperișul și atât? Nu, a ars un singur cablu electric, a fost afectată izolația de la acoperiș, nu a coborât incendiul în unitatea de primiri urgențe, a fost doar inundată cu fum. Am evacuat și am desfumat întreaga clădire. În momentul de față nu mai sunt niciun fel de probleme, aerul este respirabil. Nu mai există niciun pericol în momentul de față, spuneți dumneavoastră? Da, în momentul de față nu mai este niciun fel de pericol. Știți cumva, în afară de cele 7 persoane, dacă s-au mai evacuat și alte persoane, nu știu, imobilizate, persoane care n-au putut să se deplaseze? Nu, au fost doar 7 persoane în unitatea de primiri urgențe la momentul incendiului și au fost evacuate. La ce oră s-a dat alarma? La ora 7 și 12 minute am fost anunțați. În 6 minute primele echipaje de pompieri au ajuns la locul intervenției. Cu câte autospeciale ați intervenit? Am intervenit cu detașamentul special de salvatori, cu 13 autospeciale de apă și spumă, cu 3 autoscări, 3 descarcerări, 7 echipaje de prim ajutor medical, o unitate de terapie intensivă mobilă și un ATPVM. Care este situația autorizațiilor pentru clădirea nouă, pentru noua unitate? Pentru că vă amintiți, a fost o discuție mai mare atunci, în momentul în care a fost deschisă. Clădirea este autorizată din septembrie 2021. Da, știți că astăzi se împlinește un an de la incendiul celălalt de la Victor Babe și din experiența dumneavoastră, cum pot fi preîntâmpinate până la urmă astfel de situații, mai ales în ceea ce privește spitalele? În primul rând trebuie să autorizate privind securitatea la incendiu și luate toate măsurile pentru ca
cerința de securitate la incendiu să fie îndeplinită. Vă retrageți acum cu toate forțele? Gradual ne vom retrage, o să mai păstrăm câteva echipaje în timpul zilei pentru ultimele verificări. Vă mulțumim tare frumos, doamnelor, domnilor, așadar în direct la România TV, colonelul Orlando Șchiopu, inspector șef, dumnealui a adus clarificări cu privire la întreaga desfășurare de forțe de aici, de la fața locului. Reținem, doamnelor, domnilor, că incendiul a fost lichidat, sunt 7 persoane care s-au auto-evacuat și ușor, ușor se vor retrage mașinile de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Va mai rămâne aici și pe, pentru că așa spune și procedura, va mai rămâne cel puțin 10 ore o auto specială pentru a se asigura îndeaproape că situația este sub control. Polițiștii au venit, doamnelor și domnilor, la fața locului și îi mai vedem și pe pompieri. Mai sunt în continuare, mai acționează pe acea autoscară. Spunea Orlando Șchiopu de la ISU faptul că acest incendiu s-a manifestat la nivelul acoperișului, doamnelor și domnilor, și nu a coborât în interiorul clădirii, în ideea în care nu au fost distruse aparatele de acolo, dar vă dați seama că s-a acționat cu foarte multă apă și toate aparatele de acolo, de la primiri urgențe, au fost drauntate, de primiri urgențe au fost inundate, ceea ce înseamnă că în clipa de față unitatea de primiri urgențe de aici, de la Bagdasar Arseni, nu este funcțională, pentru că dați-vă seama cu câtă apă s-a acționat acolo, dar slavă Domnului că nu vorbim de nicio persoană care a avut nevoie de îngrijiri medicale. În continuare sunt pompierii, doamnelor și domnilor, și ați auzit ceva mai devreme că ușor, ușor, gradual se vor ridica peste 20 de auto speciale și Raed Arafat, dacă nu a binevoit să vină aici la fața locului pentru a administra această situație, cumva astăzi se împlinește și un an de la tragedia de la Victor Babeș și iată că astăzi, fix la un an, s-a întâmplat ca și la spitalul Bagdasar Arseni să fie un incident. În continuare, în curte, doamnelor și domnilor, îi vedem și pe jandarmi care au venit aici. De asemenea, sunt și pompierii, polițiștii și cu siguranță că se va deschide un dosar de cercetare penală. Spuneau cei de la ISU că această clădire este autorizată și pentru prevenirea, pentru preîntâmpinarea unor astfel de situații, cel mai bine ar fi ca aceste autorizații de incendiu din partea celor de la ISU să existe. Pentru că au fost foarte multe incidente, cel puțin în ultimii ani, gândiți-vă, a ars Matei Balș, Victor Babeș, de asemenea maternitatea Giulești, la spitalul Marius Nasta a fost un incident anul trecut, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare alături de noi pe România TV, revenim cu alte informații de îndată ce le vom obține. Roxana, mulțumim pentru această transmisiune. Așadar, doamnelor și domnilor, un incendiu a avut loc astăzi la unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală. Oamenii s-au auto-evacuat în momentul în care au văzut fumul dens de la acoperișul unității de primiri urgențe. 7 pacienți se aflau acolo în unitatea de primiri urgențe. Ei au fost ajutați de către medici să se evacueze. Iată așadar o situație în plină desfășurare acolo la spital. Deocamdată pacienții nu pot fi tratați la unitatea de primiri urgențe.